Joc de societate. Prelucrare și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu, după comedia Papa se lustruiește de Spiros Melas. Povestea începe în cârciuma lui Procopie Colauzo din portul Pireu. Hai mă, Procopie, că ți se trezește vinul în pahar. Un ceas să te rogi. Ziceai că a prins numai candela și tu faci un parastas întreg. Beți voi, beți, că bioacuș. Tot la icoane stă de când i-a murit nevastă. Bă, mir că nu prea se prăpădea după ea. E adevărat. Când i s-a îmbolnăvit femeia, a dus doctor de la Viena. Iar pentru fisul, ce n-a făcut? Da, nu zic. Dar când treci la teșghea pe Dumnezeul lui, t-a agățat acolo în cui. Alminter n-ar boteza vinul și n-ar încărca pe bețivan la socoteală. Hai noroc! Hai noroc! De ce râdeți acolo? Spunea Anastasie că te rogi la Dumnezeu să te ierte că le dai poșiri cu otrăvită bețivilor și încarci la socoteală. Anastasie se înșală. La mine nu se bea poșir, că și eu nu încarc pe nimeni la socoteală. Hai noroc! 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 N-am mai dat de mult pe aici. Cine? Cine? Băiatul. Iani. De băiat am rugat să nu mai vorbim. Nu l-ai văzut de mult? De 3 săptămâni. Dar ce să caute aici? N-are nici pe ce să se așeze cu hainele lui sclibisite. Își ferește turul pantalonilor de scaunele astea. De mă, Procopie, mărire ai vrut? Da, 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 singur mi-am făcut-o. Uite care mi-a fost socoteala. Dacă am strâns atâția bani, măcar să-l fac om pe fiul meu, care o să-mi poarte numele după moarte. Și pe încolo el și-a schimbat și numele. Duceți-vă, dracule, nu mă mai întărătați, mă. Ei, și ce-i cu asta? Nu-i tot copilul meu? E al meu. Orice ar face, tot eu sunt tatăsul. Eu. Și la urma urmei, cine l-a împins la universitate? Cine l-a trimis în străinătate? Cine l-a îndopat cu cecuri? Cine îi scria să nu se uite la bani și să-și cumpere cărțile cele mai groase? Sunt vinovat, sunt. Atunci să plătesc. Singur am săpat prăpastia dintre noi. Și a venit lui Fitu să-și ia numele ăsta de Colas. De la Colauzo al meu i-a venit, dar nu i-a mai plăcut coada Uzo. Și haț cu foarficele mi l-a tăiat. Mi-a tăiat coada. De n-ai fost la nunta lui. Nu, să vedeți. Eram răcit, îmi pusese în ventuzi și pe urmă la nuntă. Toți erau în haine de alea cu coadă, în fracuri. Va să zic că tot coada a fost pricina. Nu mă, nu pot să mint. N-am avut nici pe dracu. Eram sănătos tun. Dar ce era să caut eu la nunta asta? Pe mine mă cheamă Colauzo, Colauzo m-am născut și Colauzo o să mor. Iar el este domnul Colas, candidat să fie deputat de Atica și Beoția. Fotografia lui e pe toate zidurile. Pe unde trece, zâmbește de pe calcane și de pe garduri. Și țineți-vă gura. Ia uite cine a venit. Fii tu. Chiar ele, Iani. Bonjour, papa. Nu ești singur? Păi nu, nu. Mai stăteam cu prietenii mei. Îi cunoști? Domnul Panteli. Și aduce aminte cum îl trăgeai de mustăți când erai mic? Ele, Panteli. Da, da, firește. Da, se ocupă cu transporturile. Și ele, domnul Nastasi. Are mahoane în port. Da, bine, bine, foarte bine, îmi pare nu bine. Nu stai să tragi o dușcă de vin cu noi? A vrut să zică să trageți o dușcă cu noi. Mă iertați, domnilor, dar trebuie să vorbesc ceva cu tatăl meu. Da, mă băieți, domnilor, vedeți și voi, avem consiliu de familie. Scuzați, domnule. Scuzați, domnule. Mă băieți, domnilor, nu vă supărați. Ce să ne supărăm? Vă lăsăm să vă certați, liniștiți. Nu-i nimic de plată, am făcut eu cinste. Mulțumim, domnule Procopie. Vă cer din nou iertare, domnilor. Nu face nimic, băieți, am înțeles. Nu face nimic, domnule. Da, am înțeles. Așa. Hai, mă, Anastasie, salutăm domnilor. Salutăm. Uite, tăticule, stai aici. M-am bucurat când am aflat că ai început și tu cu învârteala politică. Papa, ce expresie asta, învârteală? Păi, știu și eu. Eu nu știu carte. Știu doar să îi scălesc. Cum trebuie să spun? Am fost solicitat, papa, și acceptat într-o combinație politică. Dar cu voturile cum stai? Vinere și voturile, le avem în buzunar. Am nădăjduit că o să te pot ajuta la voturi. Așa cum ți-ai schimbat numele, nimeni n-ar fi bănuit că l-aud pe fiul.
Aș fi strigat pe Cola să-l votați, că e tobă de carte, că l-a costat pe tată său 600 de mii bani grei. Toți spun că e băiat bun, cinstit și că iubește pe tată său. Cum, papa, în loc să mă plâng eu, te plângi tu, care nu treci niciodată pe la mine? Am trecut vinerea aia la altul. Am sunat, dar mi-a ieșit în ușă înțepatul ăla de fecior îmbrăcat în jiletcă bărgată. Și? Și m-a întrebat, bă, căutați nepotul? Cum nepotul? Uite ce, nu face pe prostul. N-a spus tuturor că vă sunt un unghi de departe, care s-a scrântit și că vrea să-și vadă mereu nepotul, fiindcă seamănă cu un băiat al lui care a murit. Și feciorul ce ți-a spus? Conașul a ieșit. Vineri, probabil că eram plecat. Plecat pe dracu. Erai sus, mă. Te-am văzut din cafeneaua de peste drum când te-ai urcat în mașină. Dobitocul nu mi-a spus nimic. Dragă tată, îmi pare rău, iartă-mă. Am să-l dau afară. Te-am iertat, copilul meu. Dacă o să mă mângâi așa de fiecare dată, lasă-l să mă gonească mereu. Nu-l mai da afară. Ce să fac dacă drumurilor noastre le-a fost dat să se despartă? Nu ești tu vinovat, băiete. Numai eu. Trebuia să te țiu lângă mine. Să te învăț negustoria de vinul. Că doar sunt născut în asta și botezat în must. Lua le-ar dracu de universități și de vapoare care ne înstrăinează copiii. Nu spune așa, papa. Pe vapor am cunoscut-o pe nevastă mea. Și am avut mare noroc, m-a iubit, m-a luat, m-a ridicat, ea m-a ridicat. Dar puteai să ajungi sus și prin meritele tale, cu meritele tale și cu banii mei. N-ajung banii în viață, mai trebuie și strălucire. Când am aflat pe vapor cine e, nu știam ce să mai fac să n-o scap. Eu aveam bani, ea și bani și strălucire. Nu zic că nu m-am îndrăgostit, dar în același timp țineam și să înving. Da. Pe ea am convins-o, am cucerit-o. Mai rămâneau însă ceilalți, familia, care nu voia cu niciun preț să-și dea fata după băiatul unui cărciumar. Vai cât am luptat. Așa de mult te-a vrăjit familia ei? Nu e vorba de asta, dar sunt de neam bun, au casă mare, deschisă miniștrilor, diplomaților, societatea bună. Familia lui Riri mă iubește. Și te iubește și pe tine. Pe mine? De ce-ți bagi joc de tatăl tău? Papa, dragă papa, e drept că te-a umilit, dar trebuie să înțelegi și tu. Eu ocup acum un loc de frunte în societate și lor le-a fost teamă de bârfeli. Însă uite, ca să te convingi că și ei te iubesc, da, hai să uităm tot ce a fost și să trăim de acum încolo ca o singură familie. Cine ca o singură familie? Ei și noi? Ei cu mine? E cum o să cred eu așa ceva? De ce nu, papa? Păi, tăicuță, pentru că eu sunt cărciumar, birtaș. Ce e cu asta? E că eu în fiecare zi pun în aceeași farfurie oțet și un de lemn. Dar un de lemn nu rămâne un de lemn. Și oțetul, oțet. Degeaba. Amestecă cât vrei, bate cât vrei. Nu se contopesc. Așa și noi, băiete. Putem locui în aceeași casă, dar o să rămânem totdeauna ca oțetul cu un de lemn. Nu o să fim o familie. O să fim o salată. Totuși, papa, trebuie neapărat să vii cu noi. Cărciumarul cu boierii. Nu o să mai fii cărciumar, închizi prăvălia și gata. Ei, taci. Ei, nu mai spune. Ei, drăcie. Dar cum ai născut asta? Ascultă, taică, până aici. Niciun cuvânt mai mult. Am dat destul. Bani am avut, vie am dat. Un nume am avut, mi l-ați ciuntit. Un copil am avut, mi l-ați luat. Din tată ce era, m-ați făcut unghi, m-ați călcat în picioare, m-ați aruncat la coș și n-am zis pâs. Dar acum urlu, urlu! O singură mângâiere și o singură mândrie mi-a rămas. Meseria mea. Vrei să mi-o luați și pe asta? Ei bine, nu! Niciodată! Asta nu! Nimic, nimic! Vreți să mă faceți un trântor ca să semăn cu ei și cu lumea lor? Nu merge! Oțet și un de lemn! Lor le e rușine de mine pentru că muncesc. Mie mi-ar fi rușine să trândăvesc ca ei. Eu nu vreau să mă ridic. Am fost și vreau să rămân ce sunt. Da, tată, dar acum ai muncit destul. A venit timpul să te odihnești. De ce să mă odihnesc dacă asta e bucuria mea? Dar dacă eu ți-aș cere asta ca cea mai mare dorință a mea, dacă ți-aș spune că de asta depinde toată fericirea mea? Ei bine, băiatule, dacă e așa, atunci poftim. Ce e asta? Revolver. Îl țineam pentru borfaș. Ia-l. Ce să fac cu el? Trage aici. Sau în inimă. Sau unde vrei. Papa. Ce-mi cer tu înseamnă moarte pentru mine. Cum o să plec eu de aici, măi, băiatule? Și să mă duc unde?
De 35 de ani nu m-am mișcat de aici. Lângă butoiul ăsta am sărutat prima oară pe maică-ta. Pe podișul ăsta te-am legănat după ce a murit ea și ai rămas mai cu mine pe lume. Pe treptele astea ai coborât în prima zi de școală, cu ghiozdanul în spate. Era un ghiozdan de mușama neagră. Și pe ușa asta am ieșit să mă uit mândru după tine când te-am trimis la studii. Ca să te întorci de acolo al altora. Ia revolverul, ia-l și trage. Asta e viața mea și nu renunț la ea. Așa? Bine, papa. Atunci mă duc. Dar nu o să mă mai vezi niciodată. O să vii să mă săruți mort. Ian, băiatule! Tu mă omori. Dacă cei ce văd cu ochii răi ascensiunea mea o să mă îngroape în ridicol, dacă o să-mi pierd cariera, fericirea și chiar soția, o să mai pot trăi măcar o clipă. Tu m-ai amenințat cu revolverul. Eu am altă armă, mai puțin înfricoșătoare. Ceasornicul. Am vorbit destul, papa. În 30 de secunde trebuie să-mi răspunzi. Da sau poftim nu? Poftim generația de azi. Toate le vrea la iuțea. Vrei un răspuns? Dar cum o să săr eu, măi băiete, măi grăbitule, măi nechipzuitule, în 30 de secunde, țop, din cârciumă în salon? Alții au sărit mai repede în saloane și nu din cârciumă, ci din fundul ochnei. Da, dar ăia aveau stofă, stofă de nobil, pe când eu... Nu te speria, papa, că toată stofa asta de salon nu-i decât o spoială. Ei, o să te spoim puțin și gata. Bine, dar deocamdată eu sunt unghi. Cum o să mă faceți tată la loc? Tocmai asta ajută de minune planul nostru. Are Riri un plan grozav. Cum, Riri? Vrei să zici că mă vrea și nevastă, da? Păi ia ține cu atât mai mult să te aduc în casa noastră, cu cât... Da. Papa, Riri îți pregătește un nepoțel. Nepoțel? Stai, taci prea mult deodată. Dragă, papa, o să găsești la noi căldura căminului pe care ai pierdut-o de atâta vreme. Hai, răspunde, da sau nu? Tu... Căldura căminului, un nepoțel, meseria mea, viața mea. Da sau nu? Nu pot, Iane, nu pot. Adio pentru totdeauna, papa. Stai mă, băiatule, cum poți să te joci așa cu inima mea? Vreau un răspuns clar, da sau nu? Înțeleg, mi-ai pus treangul de gât și strângi fără milă. Aștept răspunsul, papa. Nu-l vezi, ți l-am dat. Adică? Am tras oblon, am închis cârciuma. Ești colosal, papa, ești minunat. Aiurea, băieți, nu sunt nimic, sunt tat. Ne aflăm într-un luxos apartament al unui hotel din orașul Salonic. Cum a ajuns și ce caută aici cârciumarul Procopie? Încet, încet, conașul nu s-a trezit încă. Încet, doamne, că nu s-a trezit încă. Dar e târziu, trebuie să se scoale, suntem grăbiți. Băi, uite pijamaua pe scaun, de ce nu și-o fi pus-o? Dacă nu i-a explicat nimeni, dacă nu i-ați spus, dragă. Nu ne-a tăiat, domnișoară, puteai să-l ajut să-și pună pijamaua. Doar ești cameristă. Hotelurile astea de provincie. Eu n-am ajutat niciodată pe nimeni să-și pune pijamaua. Hai, lasă pachetele acolo și pregătește-i baia la 30 de grade. Da, doamnă. Dumneata spune să-i pregătească micul dejun. Ce servește domnul de obicei? De obicei domnul servește... Iani, ce servește papa de obicei? O cafea turcească. Oh, no. Aduce un breakfast complet. Doamne? Ceai, șuncă, ouă, marmeladă și mai ales un grapefruit. Grapefruit, dragă Riri, ce are el nevoie de grapefruit? Ați neapărat la grapefruit. Așa e chic. Insist pentru grapefruit. Insistați degeaba, doamnă, că aici, hotel de provincie, n-avem așa ceva. E și spiritual pe deasupra. Hai, execută porunca. Ce ai cumpărat acolo, Riri? Ce ne mai trebuie pentru transformarea lui papa. Dar mai bine te lăsam pe tine să cumperi decât să bat eu străzile Salonicului și să mă întâlnesc cu cine n-am poftă. Dar cu cine te-ai întâlnit? Cu Lena Dervu. Cine e asta, Lena Dervu? O prietenă din copilărie, măritată aici cu un profesor universitar. Dar e o cutră. Ne-a invitat la ea la dejun. Și ai primit? I-am spus că plecăm azi cu avionul. Dar poți să scap de ea? Vrea să știe tot, să audă tot? O, eu nu vreau să-l vadă nimeni pe papa până nu-l transformăm complet. Uh-huh. Îți repet că e o cutră. Dacă nu trebuia să alerg după halatul ăsta. Dar ia zi, superb, nu? Superb, Riri, superb. Meriți să te pup pentru halat. Și pe partea cealaltă. De ce de două ori?
E un singur halat. Da, dar are două mâneci. Da, da, de papuș, ce zici? Papuș. Ultimul strigăt de focă veritabilă. Deci să te pup și pentru papuș. Ai impresia că i-am cumpărat lui papa un singur papuș? Așa e, unu, doi și eu să nu observ. Că papa n-are patru picioare. Și acum să aruncăm papuși ăștia vechi. Ce-i cu mine? Unde sunt aici? Ai? Unde? Păi voi cine sunteți? Bonjour, papa! Bun, papa! A, voi erați copiii mei. Sigur că noi. Ai dormit bine, papa? Cam el în frigare. Cum? N-am închis ochii decât spre ziua. Cum, în patul ăsta așa bun? Ei, tocmai că e prea bun. Toată noaptea m-am pierpelit la gândul că m-am luat după capul vostru și am primit să vă fiu tată. Că din unchi am ajuns iar tată. Cum vine asta? Foarte bine, papa. Ești tăticul nostru iubit. Și cu unchiul ce ați făcut? Lasă-l pe unchi, pe unchi nu-l cunoaște nimeni. Am chipzuit că e mai bine să spunem că iubitul nostru papa, adică tu, dar ești un om de lume, te-ai stabilit de mai mulți ani în România, la București. Și acum te întorci la copiii tăi la Atena. Și atunci de ce m-ați adus aici la Salonic? Pentru că e un oraș mare cu magazine bune. Aici îți putem cumpăra tot ce trebuie și te putem... Și mă puteți lustrui puțin, cum mi-a spus Iani la Pireu. Da, papa, exact. Și să ajungi la Atena... Lustruit, gata. Fără să ne surprindă servitorii și mai ales prietenii. Na, care s-ar fi distrat grozav pe socoteala noastră. Hai, e gata, doamne. Bine, lasă-ne. Du-te, Riri, du-te să te scauzi. Dar nu e pentru mine, vaia, papa. A, e pentru Iani. Pentru tine, Iani. Na, du-te, băiatule. Nu, papa, e pentru tine. Ia ascultă, Riri, înțeleg să facă glume de astea, dar tu, care mă cunoști... Nimic mai bun decât o baie în fiecare dimineață, papa. De azi înainte, cum? Cel din tâi lucru dimineața, baia. În fiecare dimineață? Așa vreți? Măi, Iani, hai să o lăsăm mai ieftin, o dată pe lună. Nu? E, hai, fii o dată la 15 zile. Cu niciun. Măi, Covi, mai gândiți-vă, baie în fiecare zi, e boală curată. Cu o fricție bună după, hai să te simți alt om. Hai, hai, acum puneți pijamaua. Așa. Hai, na asta de circ, dar nici mort. O, papa, așa e chic. Când o să te urci seara în pat cu asta, o să te simți așa, nu știu cum. Adică cum? E, adică atonez. Tonez? Păi ce mâncare de pește e și asta? Nu, papa, o să dormi mai bine. Odorong tronc. Ba da, papa, hai să te simți dans un état agreabilă. Mai lămuri buștea. Măi, copii, când vorbiți cu mine, nu mai luați pe englezește. Pe franțuzește. Tot păsărească e pentru mine, tot o brânză. Da, da, te rog, nu mai zice brânză. Dar cum să zic, măi, nu-s pe brânză să-i spun brânzii pe franțuzește. Vorbim uneori franțuzește, pentru că în limba noastră n-avem întotdeauna expresii proprii când vrei să spui. Eu cu Pantele și cu Nastase trâncănim de dimineață până seară și niciodată nu ni s-a întâmplat să nu ne putem spune un gând cu vorbi de ale noastre. Hai, dă-te jos, hai. Apune-ți acum și papucii. Da, știu că-s grozavi. Tu mi-ai cumpărat? Da, adică amândoi. Pe tine simt eu că o să te iubesc. Mulțumesc, dragii mei. Uite și halatul, îl pui când ieși din baie. Da, că bietul tata când ieșea din mare tot în halat intra. Uite, aici e baia, mama. Acum e caldă ori e rece? Caldă, bun. Să nu fie fervinte. E tocmai cum trebuie, papa. Nu fi prea adâncă? Baie, papa, baie ca toate băile. S-o fac și pe asta. Ai găsit frizerul? Da, frizerul hotelului. Și ai vorbit, ai aranjat? Cu un bacșiș de 200 de drahme, ce nu se aranjează? Când o potrivim în stața lui papa, o alunicătură de forfecă și hârști, gata. Să-i pregătiți și hainele. Crezi că o să-i vină bine costumul ăsta? E croit după unul vechi al lui, croitorul meu l-a făcut. Ce? Ce? Ce-i tatăl? Ce-i papa? E încuiat. Sparge ușa. Cine l-a pus să se încuie? Deschide, papa! Deschide! Nu mai pot. Oh, ce-i papa? Ce s-a mai și mai, mi-a luat pielea de tot. Cum pielea? Cine? Cine? Lese mata aia de strecurătoare. Care strecurătoare? Oh, nu mai,
aia din tavan, plouă cu foc curat, m-a opărit ca pe purcei. Cine te-a dus, Irancu? Cine? Cum s-a deschis singur? Aoleu, nu știu, am văzut ceva cu două d-alea. Ce? Nu știu cum să le zic. Aoleu, două canale, o cana roșie și alta albă. Aoleu, aia roșie mi-a făcut figura. Hai, papa. Vine tu de apă caldă, l-ai fi deschis. Am crezut că scala nu e la butoaie. Aoleu, nu, dar tu ești de vină, adică eu. Ia să fi avut un tată de ăsta, să fi văzut mai intra el în baie. Că eu dacă am intrat, uite, am ieșit pe jumătate mort. Cimitirul mă așteaptă. Om, povră, ptii, papa. Nu, papa, dar nu-i nimica grav. Da? Pune puțin talc să vezi ce vină să-ți facă. Da, intră. E jos o doamnă derbă care dorește să vă vadă. Vai de mine. Vai cine. Da, s-o conduci sus. Peste 5 minute. Da, doamnă. Ai văzut? Să vezi, de asta nu scăpăm. Ce-ai de făcut? Tu, Jean, nu ești acasă. Da. Nici tu, papa. Da. Du-te și îmbracă-l dincolo. Da. Haide, du-te cu Jean, du-te mai repede. Dar cine e asta, frate dragă? Ce v-a speriat așa? E turbată? Vine să ne muște? Cum să-ți explice, hai, Jean? Ia-i și cravata și să nu vorbiți. Hai, papa. Să nu ieșiți până ce n-am să bat de două ori. Intră, singurică. Nici bărbatul tău, nici soprul tău. S-au dus la rezidență să depună cărți de vizită. Spuneai că-i prăpădit de oboseală. Socră? Da. A, dragă, și-a revenit. Da. E de o vitalitate, un atlet. E adevărat ce te spune, că e putre de bogat? Că nici el nu mai știe cât avere are în România. E foarte bogat, e foarte chic, e foarte... Vezi, iubito, e foarte, foarte, numai eu să nu-l cunosc. Cum nu-ți cunosc nici bărbatul. Nu o să luăm masa împreună? Nu prea te grăbești să-l arăți. Tu știi că opinia prietenilor... Cum e? Bărbatul meu? Da. E delicios. Un adevărat jeune premier de cinema. De ce spui? Și Aleco? Pe Aleco l-ai uitat? Mai așa de repede? Mai încet, dragă. Te ferești de cineva? Ne poate auzi cineva? Știu și eu, dar cred că... Uite, sunt alături niște negustori din provincie și... Și ți-e frică de ei. Ție. Ție, Riri, cea îndrăzneață, care ai ajuns până în pragul unui scandal din pricina lui Lena. Aleco. Vai, nu te mai recunosc. Mai încet, Lena, te rog. Nu uita că acum sunt măritată. O, mare lucru. Vorbești ca și cum n-am face parte din aceeași lume. Iubita noastră societate. Căsătoria, draga mea, este cea mai comodă invenție socială. Și soțul e ca starterul care dă drumul calului în cursă. Pentru o femeie cu temperament, măritișul nu este un sfârșit. E mai degrabă un început. Bineînțeles că nu și pentru acelea care au avut grijă să înceapă din vreme, ca noi, de pildă. Vai, tu ești nebună, Lena, ce te-a găsit? Nimic, mi-am adus aminte cum mi l-ai suflat tu pe Aleco. Joc de societate. Pagini vechi decolorate. S-a terminat. S-a terminat? Serios? Ce vrei să spui? Știam că Aleco a rămas amicul familiei, adică amicul casei. Voiajul de nuntă a fost ca un mic intermezzo. Când te-ai întors, ai reluat firul acestui joc de societate. De asta ai venit? Să-mi spui drăgălășeniile astea? Fii liniștită, că eu sunt tot buna ta prietenă. Vreau doar să-ți atrag atenția ce se șoptește despre voi. Șoapte pe care tu le culegi în calitate de bună prietenă. Și crezi că bărbatul meu, dacă ar afla ceva, dacă ar avea ce să afle, ar fi omul care să închidă ochii? Bărbatul tău, ca toți bărbații însurați, este ceea ce s-ar numi, după expresia unui ziarist de aici, girant responsabil. Adică își pune numele pe jurnal și este responsabil pentru tot ce se scrie, fără să știe niciodată nici cine scrie, nici cât scrie, nici ce scrie. Lena, da, intră. Am adus dejunul domnului. Acum vii? Domnul a ieșit. S-a dus la rezidență. Sunteți sigură? Când? Eu nu l-am văzut ieșind. Iar să fii spiritual sau ești de drept obraznic? Auzi, dacă sunt sigură, pentru că el nu l-a văzut, domnia sa, domnul camerist. În ceas și un sfert îi trebuie ca să vie cu un dejun. Fă bine și ieși afară. Probabil că domnul a ieșit pe coș. Ce scârbă de hotel provincial. Lasă, nu te mai enerva. Cum ai petrecut în voiajul de nuntă? Oh, minunat. România, Ungaria, Austria, Germania și la întoarcere Geneva. Plimbări noaptea pe lună și dragoste. Dragoste multă, Lena. Iar rezultatul va fi... Ah, e chiar cu rezultat? O, da. Și o să-ți spun așa cum vorbesc cu mieruștele la fântână despre Margareta lui Faust. Când mănânc, hrănesc doi. E, felicitările mele. Dar bărbatul tău? Ce-i cu bărbatul meu? N-a simțit nimic?
A fost mulțumit de fetița lui? Natural. Cum ai reușit? La fel ca și tine. Bărbații sunt atât de naivi. Te joci cum vrei cu ei. Intră! Frizerul, doamnă, cred că nu mai e nevoie. Să urce și să aștepte. Dar a venit să bărbirească? Fă cum ți-am spus. Am înțeles. M-am luat cu vorba și m-am uitat aici și am o mulțime de treburi acasă, că servitorii de azi vă aștept la masă, atâta lor. Și fără vorbărie de prisos, te rog, Lena. Ai văzut corp la corp să-și scoată ochii? Orboar, poate că o să-și mai ție gura. Vorba ei, corp la corp. Intră. Sunt frizerul, madame. Masaj electric, masaj american, lotion, friction, ondulation. M-am transportat aici la etaj după ce am convenit la o înțelegere discretă cu soțul. Știu, domnule, știu tot. Atunci, doamnă, îmi permite să întreb, unde este victima? Un moment. A plecat? Pă la Putina. Dar canaghiosul ăsta cine e? Este frizerul, Fafa. Treceți dincolo, o să-ți potrivească puțin părul și mustața. Ne. Mustața nu, de mustața mea nu s-atinge nimeni. Deschide bine urechile, pantofele și cască ochi. Dacă îmi ciopărțești fie și un fir, îți stai beregat. Vai, șermes, eu am ras cea mai bună societate. Nu e ras bine dacă nu e ras de pe fața pământului. Vai, așa o să vorbești în lumea mare, papa? Nu, că în lumea mare nu spune omul ce gândește. Poftiți, vă rog, și o să luați contact cu arta mea, care... Hai, mucles. Dacă trecem și hopul ăsta, că e un hop, nu glumă. Trăim momentul critic al unei metamorfoze care constituie o adevărată problemă națională. Să știi că e așa. Mustața este slăbiciunea lui papa și a tuturor de seama lui. Dar ce s-a întâmplat? Ia inimicile! Papa! Dai beregata! Auzi, beregata! Greșeala nu-i numai a mea, domnule! Nu-i numai a ta? Papa! Înzuratule! Pe încă te ucid! Papa, ce vrei să faci? Uite cum m-a ciopărțit! Uitați-vă, oameni buni! Bardon, ai? Când ți-ai dat una peste pot, o să crezi că-mi miestești mazăre. Papa, că te-ai mișcat și tu puțin. Și-or fi alunecat omului foarfecile. Așa? Foarfecile? Să vă fie rușine să vă înțelegeți cu paiața asta. Facem încă ce fac zob. Aș pleca bucuros, dar o să mă chemați înapoi. Să te chemi cine te-a mai chemat. Pe mine nu o să mă vedeți voi ras. De ce, domnule? Acum și popii se bărbieresc. Unul bărbierii să-ți cânte prohodul. Mustață să mi te faci cât ai clipi, auzi? Vreau mustața mea, așa îmi place mie. Mustăți până la urechi, ca ale lui Nicoțara. Să simt și eu că sunt bărbat. Acum nu mai e nimic de făcut. Ușor vă vine, nu mai e nimic de făcut. Dacă îmi dați voie, totul se poate încă aranja foarte avantajos. Când ți-o-i aranja câteva spune, de... mai iau puțin și din cealaltă și gata. Îți stă și asta pe suflet de merdicule. Și vouă... O forfecesc puțin și... Hai. Vino și mă pocește. Forfecița Dumnezeu și cu atropozile să ți le forfecească mai repede. Vă rog, dacă m-auziți că țip, scăpați-mă. N-am luat-o chiar așa în tragic. E foc, dar o să-i treacă. Să telefonezi să-i aducă dejunul? Mai întrebi. Altfel privește lucrurile omul flămând și altfel unul sătul. Alo? Da, eu sunt. Acum puteți servi dejunul domnului. Cum? Bine, dumneata nu l-ai văzut, dar e sus. Vai, mustața mea! Uitați-vă cu ce am rămas sub nas! Vă stă foarte bine! Da, mă! Plătește să nu-l mai văz, ca cu nu-l mai croiesc, îl descos! Mersi, băcu! Mersi, madame, și la orice altă ocazion mă aflu oricând la votre dispozițion. Lăsion, flexion, ondulation! Și-o măzițion, precridicțion! Am onoarea să vă salut! No, dă-mi o bucată de foiță, Riri, să înfășor resturile astea de mustață și să le păstrez. Ca pe niște moaște. Că te n-ai văzut o mustăcioară dragă, bucurii și necazuri, supărări și pupături. Acum treci la tească. Să ne gătim mai departe. Dimineața eu am să-ți aranjez batista. Dar cravata ți-e cam strâmbă, papa. Cum? Ca să fii ghigel, așa cum te vreau eu, cravata trebuie să-ți stea așa încât o linie care ar coborâ de la vârful nasului prin mijlocul bărbiei să-ți întâlnească nodul. Nodul? Ce nod am eu, fetiță? Nodul cravatei, papa. Vai, și uite, și dunga pantalonului ți-e strâmbă. Și asta trebuie să-mi întâlnească prin bărbie vârful nasului și nodul. O, papa! Uiteți și mănușile, papa. Sunt de coșon. Ce e aia coșon? Porc de coșon. Porc, pe franțuzește.
Și dacă nu-i spuneți pe franțuzește, sună prea porcește. Așa, la început intră cam greu mânușile. Nu, 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 mâinile sunt de vină că nu sunt obișnuite cu coșon. Dar vorba ta, o să mă obișnuiesc eu și cu lumea bună. Iată-te, Pălăgea. Uite-ți și servieta. Și ce să fac și cu asta? Cu ce să o umplu? Cu vânt. Dar dacă știi să o ții elegant, la subțioară, produce impresie. Ia, ia, fă câțiva pași, apasă-te de vedem mai bine. Așa. Așa. Ah. Mai treci o dată? Așa. Așa, bravo, papa! Și gimnastica asta o să o fac tot în fiecare zi? Ce zici, Jean? Ce schimbare! Parcă ar fi alt om. De ce mă faceți caragios, copii? Nu mai vreau. O să râdă lumea de mine, mascara. Da, papa, nu uita cum ne-a fost vorba. Că tu nu mai ești tu. Și cine dracu sunt? Dacă nu-i explici, nu-l lămurești, are dreptate. O fac îndată. Fii atent, papa, ca să înțelegi cine ești, de unde vii, unde te duci. Hai să văd și eu ce e cu mine. Asta e harta peninsulei balcanice. Da. Aici e Bucureștiul. Așa mic, punctul ăsta? Tu locuiești aici, la București. Dar știi când? Când? Nu știu, când locuiesc? Când te duci să-ți vezi sondele. Ce sonde? Ești acționarul principal al unei mari societăți cu sonde de petrol. Societatea americană. Și cu sondele ce fac? Milioane, multe, papa. Multe milioane. Deci, când ajungi aici, la București, da? Cobor la palatul tău din Calea Victoriei. Așa. Mănânci cu miniștrii. Așa. Joci cărți cu banchierii. Petreci cu ambasadorii. Ține minte, papa. Gata, stai isprăvit cu mine. Simt că îmi pierd mințele. Nebunesc. Papa, de ce plângi și, papa? Ce ai, papa? De ce mă târâți cu voi dacă vreți pe altul, nu pe mine, mă? Voi nu te vreți. Ce vorbesc astea? Nu, 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 nu mă vreți, nu mă vreți. Eu m-am hotărât să viu la voi, fiindcă vă iubesc așa cum sunteți. Voi de ce nu mă primiți așa cum sunt? De ce în loc să mă duceți la voi acasă, mă aduceți aici să mă ascundeți ca pe un ciumat, să-mi jupuiți pielea în baie, să mă îmbrăcați ca pe August prostul? Pentru că vă e rușine cu mine, așa cum sunt. Papa, dacă iei așa lucrurile, atunci poftim. Ca să vezi că te iubim, renunțăm. Nu mai veni cu noi și gata. Dar, Jean, asta nu se poate. Toată lumea l-așteaptă la Atena. Familia, prieteni, cunoscuții. Ce să le spunem la toți? Tu vrei să mor de rușine. Ah, mi se face da, ce, rău. Ce, Rivie, ce-i cum? Amețesc, ce? Ce e rău. Rivie, ce ai, draga mea? Ce e, fetiță, dragă, ce simți? Apă. Ei, iau, apă. Eu sunt de vină, din pricina mea ce s-a făcut rău, pentru ce am spus. Nu, papa, oboseala și o senzație de greață. Riri, greață? Binecuvântată greață, ăsta e nepoțelul. Ura să trăiască. O să vezi cum o să-l iubesc ca pe tine, adică mai mult decât pe tine. Ura, ura să trăiască. Atunci nu ne mai părăsești, papa? Nu, puicuța, tate, se poate. Rămân cu nepoțelul. Papa, în cazul ăsta trebuie să ascult și restul. Așa, ajungi deci la Atena, da. Cobor din tren, așa. Cu Ifose, așa. Așa? Așa. Cam așa, așa. Saluți, vorbești puțin. Mut. Nu, 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 nu chiar mut, dar în orice caz vorbe bine cântărite cu cei care te vor primi. Astea sunt cadourile pe care le aduci la ei noștri când vii de la București. Pe fiecare pachet e numele cui se cuvine, ca să nu le încurci. Și cu maimuța asta ce e? Maimuțica asta e pentru Dora, fetița surorii mele. Ți-am pregătit la parterul casei un birou mare și frumos. Birou nu-mi trebuie, eu abia știu să ți-o toc cu mâna. Nu e nevoie să știi să scrii, papa, dacă știi să pui pe alții să scrie pentru tine. Înțelegi? Vei avea destui secretari ca să te descurci în afacerile tale. E care sunt afacerile mele, măi, băieți? Papa, citește-ți cartea de vizită ca să știi și tu cine ești. Văd că sunt Procopie Colas. Da, papa. Mi-ați șopârțit și mie numele. Da, papa, cu decret în regulă, acum te cheamă Colas. Așa, sunt președinte la întreprinderi generale. Așa. Ce mâncare de caracatiță e asta? Tot ce poate fi mai limpede. Întreprinderi generale. Adică tot și nimic. Vânt intră, vânt iese. Dar vântul ăsta se preface în bani. Da. Însă acum, Riri, noi trebuie să ne grăbim. Suntem invitați la dejun. Nu mă lăsați singur? N-avem ce face, papa. Trebuie să dejunăm repede ca să prindem avionul. Și eu? Pe mine mă lăsați aici? Eu cum plec? N-ai nicio grijă. Am aranjat tot. Camerista îți strânge lucrurile, iar camerista te duce la gară și te urc în vagon. Așa. Pa! La revedere, papa! La revedere, papa! Dar stați, copii!
chelnerul ăla care mă cunoștea cum eram și o să spună când mă vedea așa lustruit. Fii liniștit, papa, la ora asta s-a schimbat tot personalul. Intră! Tot ăla e. Dejunul domnului. Ai venit la țanc. Dar la revedere, papa! La revedere, papa, și așa cum ne-am înțeles... Ce-s rămășițile astea? Ce brânză mi-ai adus aici? Nu e nicio brânză, domnule. Păi văd eu că nu e nicio brânză. Asta-i mâncare? Păi mie să-mi dai să mă satur, mă. Că eu azi am făcut baie. Așa să știi. Și m-a trăznit o foame torențială. Dacă doriți, vă putem servi și masa. Poftiți, lista. Da. Ce pungașă, nu pricep o iot. Pe ce naiba limba o fi? Nu știu unde mi-am pus ochelari. Ia citește dumneata. Uitați-i aici. A, da, uite. Hai, mi-a făcut o fiul meu. Mi-a luat pe ei mei și mi-a lăsat pe ei lui. Așa că... Mă rog, în acest caz, hors d'oeuvre. Zi mai departe. Vol-au-vent. Mai departe. Omar sos vinaigrette. Paracato. Ecrevis sos vert. Trei. Filet mignon. Mai departe. Goulash à l'hongrois. Treci. Apoi vin salatele. Tot nu pricep. Eu aș vrea ceva mai fin, mai delicat. Adică? Adică o ceapă, măi băiete, să o spar cu pumnul, cum îmi place mie, bă. O pătlăcică roșie tăiată în două, niște marine prăjite, ceva măsline cu cimbru. Ai venit? O să aduc domnului ce a comandat. Ce mitoca? Uf! Mă ține din toate părțile, o să pleznesc. Aici erai și tu, maimuțico. Bravo, nu sunt singur. O să încingem o petrecere numărul 1. Dar ia să te întreb eu ceva. Nu poți tu să-mi spui unde au învățat fiul și cu nevastă să se mai emuțărească. Nu vrei să-mi spui? Hai? Ei, las că atunci îți spun eu. Maimuțăresc Europa, asta e. Și știi ce așteaptă ei acum de la mine? Să-i mai maimuțăresc și eu pe ei. Cu alte cuvinte, să nu fiu doar o maimuță ca tine, ci o maimuță care maimuțărește alte maimuțe. Vezi tu unde vor să mă tragă. Numai că de, eu mă las cam greu. Copie, sub nouul său aspect de om de lume, locuiește acum în bogata reședință a familiei Galanți, familia Luriri. Trebuie să vă mărturisesc că, deși vă aflați de 10 săptămâni între noi, încă nu v-am putea prezenta lumii noastre în cadrul unei mari recepții. Simplu, faceți recepția mai mică. Ana. Sau faceți-o fără mine. Cum o să vă ascundem, domnule, când sunteți socrul fiicei mele? De ce facem recepția? Da. Toată lumea vrea să vă vadă. Nu mai pot eu de lume. Și de altfel nu văd ce nu vă place la mine. Ție ce nu-ți place, Cosca? Ce? Ce? Multe nu-mi plac. Întâi tutuiți pe toată lumea. Să mă tutuiască și ei. La masă faceți din buze? Eu fac, buzele fac. Mâncați brânza cu cuțitul. Ei, și ce-ți pasă? Eu o să-mi tai limba, nu tu. Dar nu-i frumos. O să încerc cu deștele. Degete, nu dește. Pardon, degete. Spuneți mereu pardon. Păi cum să spun? Pardon. 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 Și culmea e că aveți uneori niște expresii, ceva ce n-am pomenit. Adică? Alaltăieri vorbeați cu doamna Castali și pentru că nu erați de părerea ei, i-ați spus spanac. Asta e adevărat, așa i-am spus, spanac. Și o spuneți foarte des. Și ce cu coană cuscă dacă spun spanac? Spun ceva urât, nu se mănâncă? Spanac mâncăm toți. Spanac fiert, spanac piure, ochiuri pe spanac, plăcintă de spanac, budingă de spanac, dacă vrei și iacnii de spanac, și plachii de spanac. Ce dacă spun spanac? O să piară lumea? Dar nu e frumos să spuneți spanac unei doamne. Bine, am să spun tarhon. Poftim. Și mai spuneți încă ceva și mai șocant. Șocant? Mie îmi place mai mult spanac decât șocant. Asta e limbă vax. Uite, asta spuneți, vax. Vorbirea dumneavoastră e plină de zarzavaturi și fel de fel de fabricate. Nu o fac din răutate, cuscă dragă, așa mi-e fielul. Și poftim, cuscră. Vă interzic să mai spuneți cuscră.
Unde am ajuns aici? La Mahala? Nu, Mahala a ajuns la dumneavoastră. Dar cine v-a pus să o chemați? Am chemat-o ca să o transformăm. Înțelegeți? Sunt obiceiuri la care trebuie să renunțați. De exemplu, nu mai aprindeți tămâie în casă pentru numele lui Dumnezeu. Păi eu pentru numele lui Dumnezeu o aprind. Nu-mi pot spune rugăciunea decât în fum de tămâie. Dacă fumul nu vrea să rămâie în odaia mea și mai trece și pe alături, ce să fac? Dar știi că numai dracu fuge de tămâie. Cine mai pomeni ca într-o casă de oameni să miroase a tămâie? Află că am comandat și un iconostas. Azi mi-l aduci. Iconostas? Chiesc când se căsea? Iconostas. Ah, iconostas! Asta ne lipsea acum, se locomblu. A venit domnul Aleco, doamne, cum domn. E pentru mine, adu-i aici. Atunci întrerupem, dar o să mai vorbim? Bine, madamo. Mie-mi vorbiți așa? Ce-i asta, madamo? Dacă nu-ți place coană cuscră, cum să-ți spun? Îmi puteți spune doamnă. Credeam că madame e mai nobilă, pardon. Uce-mi toc. Bună ziua, domnule Colas. Bună ziua. Dați-mi voi să vă prezint pe bunul meu prieten, Angelo Scarelis, faimosul ziarist. V-am vorbit de el. Un om valoros. Îmi pare bine. Sunt onorat să cunosc pe un concetățean de valoarea dumneavoastră. Valoros eu, valoros tu. Suntem chit. Stați jos. Am venit în legătură cu afacerea noastră. Domnul Carelis vrea să-i confirmați personal că vă veți ocupa de această întreprindere ca să continue popularizarea ei prin presă. Da, sigur. Domnule Angelos, după cum ați aflat, vrem să aducem din Suedia câteva mii de kilometri de sârmă ghimpată pentru tranșee la toate granițele noastre. Despre rest, vă fi vorbit, domnul Aleco. Da, da, l-am informat. Ia spuneți-ne, domnule Carelis, cum o să începeți campania prin presă? Printr-o lovitură, lovitură mare, titlu, sârma Suediei, salvarea Greciei. Exact, strigătul presii va fi: fortificați granițele, fortificați Salonicul. Iar noi vom apare cu sârma noastră la momentul potrivit, când guvernul va fi strivit sub presiunea opiniei publice. Și dacă îi strivim pe ei, o să fie bine pentru noi? Da, firește, firește. Ce mai voiam eu să vă spun, domnule Carelis? Da. A, da, trebuie reluată puțin și chestiunea aceea scandaloasă a ministrului. O să reprindă bine. L-ați văzut? Înceapă să se scaldă. L-am văzut. Zice că n-avem nevoie de fortificații, că Dumnezeul Greciei și Anglia sunt cu noi, că Dumnezeu e însurat cu o grecoaică. E limpede că vrea să ne strice afacerea. Să fim atenți. Lăsați că mă ocup eu de da, el. Dar fără gălăgie. Am pus la cale o interpelare în Parlament care să-l surprindă nepregătit. Păi numai așa o să-l putem scoate din minister. Atunci e mai bine așa. Și cu asta cred că am clarificat totul. Mă scuzați, sunt cam grăbit. Salutare, jurnalistule. Vă salut, vă salut. La revedere, la revedere. Ați văzut cum lucrez? Da. Aș vrea să-l văd pe Jean. N-a coborât încă? Ehe, de când? A ieșit de dimineață cu un teanc de hârtie în brațe. Probabil tot pentru afacerea noastră. Să nu uit. Mi-a sosit și scrisoarea asta de la Stockholm, de la firma Brighte Company. M-au numit reprezentantul lor. Așa. Nu v-au pus pe dumneavoastră pentru că pe mine mă cunosc mai bine. E? Dar mi-au lăsat dreptul de transmitere. Poftim. Păstrați scrisoarea. Eu am o copie. Da. V-am spus și vă repet, reprezentanța stă la dispoziția dumneavoastră. Păi, de ce să iau eu dacă ți-a dat-o ție? Ce interesant. Dacă citiți scrisoarea, o să vedeți de ce. Au fixat un comision de 3%, nu e glumă. Am făcut aici o socoteală aproximativă și în cazul cel mai prost o să vă rămână 20 de milioane. 20 de milioane pentru mine? 20 de milioane în hârtia asta? Firește, firește. Aici e ceva necurat, ăștia vor să mă fraierească. Și de ce să le iau eu în loc să le iei tu? De ce nu faci afacerea singur? Pentru că n-am banii dumneavoastră și la început e nevoie de capital. Chiar trebuie să vă mărturisesc în momentul ăsta, poate știți, sunt cam strâmtorat. A, da, 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 mi-a vorbit Normea ceva despre asta. Da, v-a vorbit? Da, însă nu pricep de ce-ți trebuie atâția bani. Ce să faci cu ei? Ca să mungem osiile. Osiile cui? Ale sârmilor? Păi ce, furăm pe cineva? Noi ne zbatem pentru binele patriei. În primul rând, sigur, afacerea noastră are un profund caracter patriotic. E. Dar și patriotismul s-a cam ruginit și are nevoie de un pic de un soare. Ei, pe ceilalți patrioți lasă-i pe mâna mea, că le port eu de grijă. Spune-mi de tine, cât ceri tu? Ce subînțelegeți prin asta? Vă rog, vai, se poate, eu nu primesc nimic, domnule. Ceea ce cer nu e decât un avans pentru transmiterea reprezentanței, nu? Bine, bine, am înțeles, ești patriot. Nu primești nimic, dar ceri. Și cât vrei? 300.000. Numai? Umpleam, așteaptă-mă puțin. Aici erai, Aleco. Mersi pentru trandafiri. Cum merge treaba cu papa?
Mi-a spus că ai vorbit, te ador. Aranja ceva? Nu știu, încă aștept să adu să-mi aducă niște bani, să vedem cât. Uite-l că vine, du-te, du-te. Dă-mi de veste ce ai făcut. Ia că două polițe, domnule Aleco. Două polițe? Da, două. Le încasez la orice bancă. Câte 30.000 fiecare? Dar da, drept cine mă luați dumneavoastră? Suma asta nu mi-ajunge nici pentru țigări. Atunci ia, spun una alta, chibrituri și de țigări ți-o-i dau altă dată. Deocamdată îi scălește aici. De ce e asta? Proiectul de contract prin care îmi transmiți reprezentanța. În fine, bine, da, vă fac această concesie. Domnule, au adus jos un iconostas. Iconostas? Da. Vezi bine că e iconostas. Și ce vrei, să-l duc eu sus? Nu, domnule. Du-l la mine în odaie. Da, domnule. Și să știi că banii ăștia ți-i dau numai pentru că m-a rugat nora mea. Și când mă roagă ea, parcă au și vocea nepoțelului. Ca altfel, avansuri pentru afaceri de astea, de. Mă duc să-mi văd iconostas, să mă ierți un moment. I-au greșit cârciumarului cariera. În loc să-l facă popă la țară, l-au făcut antreprenor la Atena. Riri, Riri, poți să vii. Ei, ți-a dat banii? Mizerie curată, doar 60.000. Trebuie să mi-l înveți să joace mai bine. Nici nu bănuiești ce-mi cere Leco. Am nemușcări. Ia te uite, pentru un neghiob de cârciumar. Cum? Știai că? Ei, n-ai crezut cumva, fetiță, că era să înghid poveștile cu sondele petrolifere, nu? Orice ar fi, te rog să nu uiți că peste câteva zile acest cârciumar o să-ți joace pe genunchi copilul. Copilul tău. Ei, și? Asta o să fie plăcerea lui. Dacă o să mă apuc să fiu recunoscător tuturor bunicilor care îmi joacă copiii pe genunchii lor... Ești revoltător, Alego. Totdeauna te scuturi de răspundere. Dacă te-ai gândit măcar la mine, la ce poate ieși din nașterea copilului ăsta? În lumea noastră? Ipocrizia este prima condiție a existenției. Am înțeles greșit. Nu de scandal mi-e frică. I-a mărturisit tot mamei din prima clipă. Dar ce o să mă fac cu Jean și cu taicăsu, care simt că a început să mă iubească? Ai o manie să complici cele mai simple lucruri. Lui socru tu o să-i deruiești nepoțelul, iar el o să fie bucuros să-l aibă mult mai repede decât îl aștepta. Iar lui bărbată tu? Nu i-am dat o femeie la care nici n-ar fi îndrăznit să râvnească. Nu i-am dat și coșgogea zestre, plus un fotoliu de deputat. Și mai pregătim și un portofoliu. În schimb, ce-i cerem? Ar să primească pe acest copil ca al lui. Păi, n-ar fi un monstru de ingratitudine dacă n-ar închide și el puțin ochii. Coniță, a venit o doamnă, Lena Dervo. Și i-ai spus că sunt sus? Nu știam că nu sunteți acasă, Coniță. Of, ce dobitoc. Bine, să urce. De când i-a stat la Atena? Nici telegramă, nici telefon. Dădea așa buzna. Ai grijă acum să reîncep cu ea chiar în fața mea de unde ați rămas. Eu, dragă, vai. A, nu ești singură. Ce mai faci, fiule rătăcitor? Am venit pentru bărbatul meu. De data asta trebuie să-i obțin permutarea la Atena. Nu mai pot. Chiar te rog să pui și tu pe soțul tău să vorbească, dragă Riri. Bine, dar știu eu dacă Jean... Toată lumea spune că are multă trecere la guvern. Nu mai exagerează. E, lasă mă de stiere. 10 cuvinte dacă spune el ministrul. Așa ușor le-ai tu pe toate, Lecu. 10 cuvinte. Și ca să fiu sinceră, dragă, nu înțeleg ce o să câștigi mutându-te la Atena. Ce vrei să spui, Riri? E foarte natural să vrea să fie aici între ai ei. A, bine, dacă găsiți amândoi că e foarte natural, atunci... Oh, mi-e rău. Ce e, Riri? Un junghi aici, parcă-mi dă cuțite. Vreau să mă rungesc. Să ducem în odaia, da, ei. Nu, tu nu, Aleco. Ajută-mă, Lena. Da. Ah, ce junghi. Să nu pleci de lângă mine. Nu, nu, nu. Sprijină-te de brațul meu, așa, încet. Sper să ne mai revedem, Aleco. Sosi și clipa asta. Nu cumva m-am emoționat? Doamna Stasia. Cine? Eu, Aleco. Veniți un moment, vă rog. Ce s-a întâmplat? Mi se pare că se apropie clipa mult așteptată. Ce? Riri nu se simte Riri? Bine. Unde e Riri? E cu Lena în dormitor. Lena, oh, cine a adus aici pe pacul ăsta? Asta o să bată toba. Numai dumneata ești de vină, Don Juanule. Știu și merit să fiu ghilotinat. Dar ce se întâmplă, mama? Spune-mi, mama. Tu ce cauți aici, Dorica? Ia-o pe Fraulein și du-te în grădină să te joci. Nu vreau. Fraulein este tot întind de la vorbă cu toți bărbați. Hai, Dorica, du-te. Altfel nu pup la dejun nici fructe, nici prăjituri. Bine, mamă. Să crede ei că o să mă duc cu Fraulein. Mă duc singur. Acum spune, mamă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că s-a isprăvit cu minciunile. Furtuna pe care o așteptam izbucnește dintr-o clipă în alta. Riri e gata să nască. Și ce mai așteptăm, mamă? Hai să vedem ce putem Vezi face. Vezi că Elena înăuntru, așa că fără vorbă da, multă. Da, 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 da. Că asta ce pândește. Fiți atente, foc, fiți atente. Ce foc, să telefonezi și doctorul. Hai, mamă, hai. Ai rămas singur, Aleco. Și pe mine m-au trimis la plimbare.
Gătește-te și tu de drum, pentru că orice drege, mucosul care vine pe lume o să-ți facă și ție vânt din casa asta. Mie? De ce, dragă? O să se dea pe față secretul vostru. Ai văzut-o cum a sărit Riri când am rugat-o pentru permutare? Parcă o înțepase o viespe. O să mă ajuți cel puțin tu? Știu că tu, dacă vrei, poți face orice, nu? Și de ce vrei neapărat să vii aici în capitală? Știi tu de ce? Dragostea mea, Lena. Da. Lena, ești singura femeie pe care am iubit. Da. Bravo, mă! Dacă nu intrăm, cine știe ce mai... Domnule! E bă, da, proste că v-am văzut eu și nu altcineva. Dați-mi voi să vă prezint pe domnul Colas. Și asta e bună. Ce-a dat voie să o sărut și nu o să-ți dea voie să mă prezint. Vă rog, domnule. Domnul Colas e socrul lui Riri, Procopie Colas, întreprinderi generale, doamna Dervo. Îmi pare bine. Ce face domnul Dervo? Se simte bine? Când îl veți cunoaște, îl veți întreba. Lena, domnul Colas este, cum să-l definesc eu, este un glumeț și jumătate. Aha, cred el că mă dă gata cu vorbe de astea. Educația pe care o are îi dictează că în societatea bună prima datoria unui domn este să nu fi văzut absolut nimic. Aha. Și dacă a văzut ceva, să uite absolut tot. Măi, de ce, mă, copii? Eu de uitat absolut am uitat, că nu sunt nervos ca să fiu obligat să țin minte. Dar nu pot să vă spun chiar vouă că n-am văzut absolut. Atunci e în regulă. Eu am șters-o. Au revoir, chérie. Au revoir, monsieur. La revoir, monsieur. Acum că am rămas între patru ori cu coană. Păi frumoase-s purtările astea în casă străină. Ai avut noroc că am nimerit eu aici. Sunt măritată, sunt majoră și sunt stăpână pe faptele mele. Păi dacă faci de astea, fiind și măritată, și majoră, și stăpână pe faptele dumitale, ce făceai dacă erai minoră și domnișoară și fără frână? Ai? Domnule? Niciun domnule. Ce te-ai face dacă s-ar apuca cineva să scrie bărbatului tău ce am văzut eu adineauri? Ce-ai văzut? N-ai văzut nimic. Ai niște ochi care născocesc. În orice caz, dumneata, vezi lucruri pe care nu trebuie să le vezi și nu vezi lucruri pe care ar trebui să le vezi. Dacă ai fi văzut câte trebuia să vezi în jurul dumitale, ai fi știut că tot ce ai văzut acum e floare la ureche. Da, da. Aleco nu este amicul casei mele și nu-i se deschid ușile zi și noapte în casa mea și nici nu circulă prin dormitorul meu, cum face în alte case care nu sunt atât de departe de nasul dumitale. Ai priceput? Ce mojic! Tot ea cu gura mare, da? În alte case, nu departe de nasul meu. O fi vrut să spună ceva despre casa noastră? Nu e rușine. Sigur că da. Vulpea beargă le vrea și pe celelalte fără coadă. Uite-l, e aici. Pregătiți-vă inima pentru cea mai mișcătoare dintre vești. Poate chiar azi, cel mult mâine, poi mâine o să fiți bunic. Adevărat? E gata să nască? Dacă vă spun. Să nască? Să nască nepoțel. Nu mințiți, nu? Nu. Ei, dacă e așa, doamnă, uite, nu-ți mai spun cuscră. Nu mai vreau să te supăr. Vino, doamnă, să te pup. Pum, pum, pum. Trece tu la râninul. Să te pup și pe tine. Ia, stați. Ce este? V-a să zic că fiul meu? Ba să fică fiul meu și cu fiică ta, mă înțelegi? Nu înțeleg nimic. Ce vrei să înțelegeți prin acest mă înțelegi? Deci tu ăsta e Iulie, îl vedeți? E și? Iulie. Prin urmare, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Și suntem în 14 ianuarie 1936. Vedeți că nu iese. Ce să iasă? Nu, dar s-a făcut la 1 iulie. Ne sunt dator 2 luni și 10 zile. Ai înțeles? Înțelegi și tu, nenon. Doar ești femeie măritată, divorțată. Sau vrei să ți-o spun pe șleau? Ia numai ștregarul de fiul meu vi l-a strânțit. Nici de 10 zile nu era logodit când mă înțelegi? Îi sprăvește tu odată cu asemenea aluzii jignitoare. Niciodată o fată galanții n-ar fi putut să uite de numele ei, de educația ei, de principiile în care a fost crescută. Într-o familie ca noastră... Spanac! Nume, educație și familie. Aici numărătoarea vorbește. Și când numeri lunile, nu iese. Respect numărătoarea și respect lunile. Dar îmi cunosc prea bine copila. E fata mea. Sunt uluită și nu înțeleg nimic.
În orice caz, asta este o problemă pe care trebuie să o cerceteze știința. Știința? Vax și iar vax. Uite, aici știință, deștele, ele spun tot. Nu mai încabe nici o știință. Și ce vorbă e aia? O fată galanță. Fata e fată și din moment ce băiatul era lugonic cu ei, bine i-a făcut. Și tu să faci bine să nu o cerți. Stați numai un minut să aduc ceva, să vedeți ce i-am pregătit. Bine, mama, o se poate să te pui la discuție cu el? De ce nu l-ai lăsat să creadă ce voia? Da, fie că deșteaptă e și tu. Dacă mă prefăceam că-l cred, ar fi înțeles că-l înșelăm pe când așa. Pe când așa? Ți se pare, nu vine pe când așa? Nu văd unde vrei să ajungi, mama. Pentru că ești o proastă, Daia. Ar fi crezut până când vorbea cu Jean și pe urmă ce-ar mai fi crezut. Și acum ce o să ne facem? Am eu un plan care o să le închidă gura la amândoi. Un plan? Ce plan? O să vezi, nu mai spun nimic. Sunt sătulă de cafele voastre. Încurcătura în care ne aflăm nu e tot din prostia voastră? Că n-a vrut să se scape de copil când era încă timp. Era periculos, mama, a făcut bine, mă duc la el. Va să zic așa, cuscă. Aici erați, ce căutați aici? V-am auzit, am auzit tot. Va să zic că asta a vrut să spună ipochimiera aia de dervă. Poftim, nu înțeleg. Cui vrei să închizi gura, mamă, soacră? De ce ai vrut să se lepede fiicăta de copil? Pentru... fiindcă... socoteam că e încă prea tânără ca să... Pentru că, fiindcă, ca să minți. Al cui e copilul? Nu înțeleg întrebarea. Ascult să înțelegi, coană cuscră. Că nu mai puc tu să spun eu, doamnă. Cuscră, cuscră, cuscră. Și nici cuscră nu știu dacă o să-ți mai spun. Ce fel de maniere sunt astea? De maniere ți arde acum. Dacă m-am înjosit, dacă m-am terfelit în lumea voastră și v-am mai muțărit, a fost ca să am dreptul să fiu tată, tată mare, tată cu doi de te și doi de a. Acum ai înțeles? Așadar să ne răpuim. O sosit, domnul doctor, doamnă. Sunt în dormitor la comisarie. Slavă Domnului! Tu i-ai chemat. Ce rost mai au doctorii acum? Da, dacă dumneavoastră sunteți tată, sunt și eu mamă. Și vreau să aud glasul științei. Unde vrea să șteargă măria voastră? Hai, 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 stai cu alea. Coană cuscă. Că doar nu trebuie să iei parte la consult. Și noi doi n-am isprăvit încă. Va să zic, pentru ca să nu o lungim. Eu am așteptat cu tot focul dragostei un nepoțel și voi mă cinstiți cu un copil din flori. Vă rog, domnule, ce fel de expresii sunt astea? Nu știi ce înseamnă un copil din flori? Eu unul fabricat sub fereastra soțului, dar în grădina vecinului. Și bineînțeles că nu soțul e fabricant. Nu știu nimic și nu înțeleg nimic. Aștept să se pronunțe știința. Ah, iată-i. Cum stăm, doctore? Am examinat pe fiica dumneavoastră, doamnă. Repede au mai examinat. Nu-i nimic îngrijorător. Va fi o naștere normală. Copilul, doamnă, e foarte bine plasat. Nașterea e chestie de 7-8 ore. Cât despre întrebarea cealaltă pe care ne-a spus-o, doamnă, nu există numai cazul de naștere la 7 luni. Mai mulți avans celebri ca doctorii Charlot și Julien Lasserier au notat nașteri la 6 luni și câteva zile. Iar doctorul Munte chiar o naștere la 6 luni fără o zi. V-am pregătit de altfel un expozeu în care problema care vă interesează este pe larg dezvoltată. Asta e tot. Urăm fiicei dumneavoastră sănătate. Domnilor, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnilor. Și iată, domnule, glasul științei autorizate. Spanac! Cum? Asta e culme! Moft și gogoș! Asta e știință pentru societatea bună. Nu mă căptușiți pe mine cu de asemenea. Ia zi mai bine, cât te-au costat pungașii ăștia trei? Îndrăsniți să contestați opinia științei? Citiți-o. Spanac sau targon? Să nu mă scoate din sărit. Ăsta e copil din flori, cuscro, din flori otrăvite și știu și cine e tațul. Și nu vreți să mi-l spuneți și mie? Aleco! Ha? Ai auzit bine? A, ce Aleco! Calomnie, ce calomnie! Cine v-a spus așa ceva? Nu te interesează cine. E de ajuns că știu. Și aș pleca chiar acum din casa ta, dacă n-aș fi tată. Dar nu pot omorâ fiul, pentru că el, nenorocitul, o iubește. Și mi-e frică să nu-și facă seama. De ce nu mă credeți că toate astea sunt calomnii? Oh. Fica mea este curată ca o floare. De-aia face copii din flori. Vreți să mă jur ca să mă credeți? Nu, nu te mai jura. Am să mă silesc să te cred fără să te juri, ca să-l pot face și pe el să creadă. Dar o să-ți cer ceva. Și nu există să nu te supui. Să nu-l mai prind pe aici pe Aleco. Se aude? O să mă supun, dar trebuie măsură. E nevoie de puțin tact. Bine, Iani, șterge-o cuscră. Șterge-o. Mă duc, haide, mă duc.
Bună ziua, papa. Dragul tati. Ce? Dragul tati. Ce e, tate? De ce mă îmbrățișezi? Mă gândesc așa, cu emoții, că în curând o să fii și tu tată. Mai va, mai va. Nu, nu mai va deloc. Cum, ce vrei să spui? Se apropie Iani. Cum o să se apropie? Ei, da. Au văzut-o doctorii Pieriri, doctori chemați de mine. Ei zic că azi, cel mai târziu mâine... Azi? Cel mai târziu mâine? Nu se poate. Lasă deștele. Ce? Nu mai socoti așa și eu socoti să mă... Tată, ce vrei să spui eu? Nu te grăbi, cum mă grăbisem și eu. Tată, mă tem că... Nu te mai teme, că și eu m-am temut. Nu bănui, că și eu am bănuit. Și făceam un păcat. Un păcat? Da. Spune, explică-mi, sunt uluit. Când am socotit ca tine pe dește, întâi am crezut că o strâng de gât pe soacră ta. Apoi însă m-am lipezit la telefon și am chemat 3 doctori, pe al lor de casă și 2 mamuși, pe banii mei, consultând toată legea. Și? Și uite rezultatul consultului. Citește, citește. 3 profesori au examinat-o. E un caz din cele mai rare. Dar există copii născuți în 6 luni jumătate și care ies voinici ca și cei în 9 luni și o zi. Tată, e adevărat? Copilașul nostru o să fie un caz din cele rare. Tată, tată, drag, papa. Da, 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 așa e, mă, glasul științii nu minte. Nici n-aș putea crede că ochii ei nevinovați, copilărești, da, ar fi putut ascunde o minciună atât de... Din fericire, nevasta e mai neprihănită decât o puicuță, mai curată decât zăpada necălcată. Da. Știu că mi se strânsese inima. Hai, hai, du-te, du-te la ea. Da. Așa, du-te și sărut-o pe Riri. Ai grijă de ea, trebuie să o duceți la clinică. Așa e, alerg. Așa e, Iani. Trebuie să ne intre în cap că așa e. Ce, acum e ca pe vremea mea când femeile din popor nășteau la 9 luni. Acum trăim alte timpuri, băiete dragă. Azi când lumea zboară cu 150 de kilometri pe oră, femeile de ce să nu se grăbească și de ce să nu nască la 6 luni și jumătate? Când erai copil îți spuneam povești mai gugonate. Vorba e, faci bine ce faci, Procopie. Uite, ții balanța. Într-o parte e cinstea și fericirea copilului tău, iar în cealaltă, milioanele și ministeriatul. E bine ce faci, Procopie? E bine? Astă seară are loc o mare recepție în Casa Galanții. Socrul Uririi va fi prezentat pentru prima dată prietenilor și cunoscuților familiei, înalta societate ateniană. Va să zic că tu ți-ai răspunderea, Jean. Nu spui că eu am dat ordinul. Nu, nu, o să-i explic că eu am fost de părere să ia feciorul iconostasul și să-l ducă jos. Încă ceva. Încearcă să-l faci să priceapă că nu putem trăi sub tutela nimănui. Dar ce a mai făcut? Dar ce n-a făcut? A instaurat aici o adevărată poliție economică. Nu se poate cumpăra nimic fără știrea și aprobarea lui. Pur și simplu ne jignești. Bine, bine, am să-i vorbesc. Poate că ar fi mai bine să-i găsim altă locuință. Nu, mama, asta nu. Cuscră! Tu ai dat ordin să-mi scoată afară iconostasul. Dacă am văzut că asta e dorința lui Jean. Minți! Papa! Minte! Ți-a sucit capul și ție. Păi de ce te-a prins așa, papa? Mâine dimineață o să ți-l aducă înapoi. Acum o să sosească invitații. Nu asta mă supără, mă supără prostia. Ai zguduit parlamentul cu discursul tău. Toate ziarele te ridică în slavă. Poate că mâine o să intri în guvern. Vei guverna peste oameni și te iei după mintea ei seacă. Vă rog, domnule. Nu mă mai ruga degeaba, că și eu tot degeaba am stric bojocii cu tine. Dar eu pot să te rog ceva, papa? Dacă e tot de la ea citire... Nu, nu, adică... Nu te mai amesteca în gospodăria casei, papa. Gospodărie? În casa asta nimeni nu știe ce e chipzuia la gospodăria. Cum, domnule Jean? Nu vei dumii tale pe toate buzele, ridicat de toți în slavă și dumneata stai închis în casă. O, madama Spasia, scuzați, am intrat așa de grăbit. Omagile mele, bună seara, bună seara, domnule Colas. Strașnic am învârtit lucrurile. Am trecut hopul cel mai greu și cred că reușita afacerii noastre e garantată. Interpelarea lui Jean a fost supradivină. Lovitură de trăsnet, ministru și-a depus demisia. Ei, bravo vouă! Măi, Ian, tu ai trântit un ministru? Așa tare ești!
Tu l-ai trântit? Ești sigur că a demisionat? Vin glonț de la Consiliul de Miniștri. Tocmai discutau despre demisia aceasta. Atunci l-am mâncat fript. E momentul să ne grăbim. Putem pleca chiar acum. De aceea am și venit la ora asta. Mașina mea e jos. Dar nu se întârzi prea mult, mamă soacră. Haide, domnule Angelo. Și acum între noi doi coană cuscră. Dar să zic că te-ai plâns lui Iani de mine. Ei, totuși, de la o vreme nu mă pot supăra prea tare pe tine. Văd că vorba ți-a fost vorbă. N-ai mai primit pelicheaua aia în casă. Totuși, astă seară... Mă rog, astă seară, e astă seară, din moment ce m-am învoit. Și nu o să-ți pară rău. Da. Dacă nu l-am fi poftit la sărbătorirea nașterii copilului, așa, lumea ar fi putut să comenteze, să inventeze. Ceea ce n-ar fi fost în folosul lui Jean. Da. Pe când, invitându-l pe Aleco, am închis gura lumii. Iar Aleco va continua să lupte, dacă mai e nevoie, pentru ministeriatul lui Jean. Și în orice caz, nu veți avea în el un dușman pentru afacerile voastre. Dușman? Ah, nu, de asta să nu te închisești. Că l-am eu pe dumnealui cu ceva. Uite aici l-am, în buzunarul de la vestă. Ce aveți acolo? Un mic secret mare, pe care nu-l știe încă nimeni pe lume, afară de Manda. Totuși, ca să nu-mi sară țandăra și să-l chelfănesc, să facem așa fel, să nu-l văd prin casă ținându-se de coada luririi. Vă închipuiți că o fată galanță nu-și cunoaște ținuta? Numai să nu și-o cunoască așa cum și-a cunoscut-o și când trebuia să și-o cunoască. O fată galanții? Și la urma urmei, cine a fost galanții ăsta cu care mă bateți mereu la cap? Aflați că a fost nepotul faimosului Tanasula Galanții. Spanaru, iar... Tanasula Vax, mai lămuri buștean. Of, văd că nimic nu știți. Tanasula Galanții, dragul meu, a fost un curtean al lui Ali Pașa. Așa spunem ca să fac trei mărtănii. Și curtean ce va să zică? Fetnic. Adică sfătuia pe cine? Pe Ali Pașa? Pe ăla care tăia capitele oamenilor noștri? Halal! Și moștul Tanasul al îndemna să facă isprăv de astea. Și tu mi te fudulești cu asemenea pramatie? Halal! Vai, liniștiți-vă, vă rog! Fetele, coboară fetele! Mama, cum mă găsești? Ești superbă, Rivi! Niciodată n-ai fost mai frumoasă! Dar eu, mamă! Și tu, Rivi! Două splendide frumusețe! Sunteți două Miss Grecia! Dar tu, papa, cum ne găsești? Da, ce fel de Miss? Eu Miss Mort după voi! Bravo, papa! Ați fost spiritual! Ce să fac? M-am deschis și eu ca varza! Vedeți că iar vi s-a strâmbat cravata! Da, știu, n-ați bărbi în nod. Dar ce să-ți fac? Nu pot să umblu cu echerul la mine, nu? Astă seară o să trebuiască să fiți mai atent. Așa. Să nu mai stați picior peste picior, apucându-vă glezna cu mâinile și îmbățâind lava piciorului. Și când auzi că se vorbește despre Paris sau despre Londra, Berlin, să ridici ochii în tavan. Uite așa. De ce? Pentru că de locurile astea te leagă cele mai frumoase amintiri. Aventurile tale, amicele tale, bombele tale. Bombe? V-ați fi apucat să spuneți că am fost și anarhist? Hai, bombe. Așa spun francezii la petreceri, la chefuri. Și dacă va veni vorba despre Atena sau despre Balcani, să vă strâmbați. De ce? E ceva de calitate inferioară. Atena. Iar Balcanii nu mai sunt în Europa. Ei, taci, s-au mutat? Și să nu faci spirite de felul acesta. Bine, am înțeles. Atena, Balcani, așa. Ei, acum, fetelor, noi hai să supraveghem bufetul. Hai, Didi. Și țineți minte, vorbe puține. Ca în ziua când v-am primit la gară. Așa. Nu vă supărați dacă vă dau acest sfat. Se poate să mă supăr pentru un sfat? Nu vă trageți din sfernicul lui Tarhon Pașa? Hai, Riri. Tu mai stai un pic, Riri. Vreau să-ți vorbesc. Despre ce? Stai cu alea. Nu bănuiești? Crezi că nu m-a impresionat și pe mine să fiu unul din cele mai rare cazuri de care se ocupă știința? Să lăsăm minciuna, Riri. Nu ți-am vorbit până acum, fiindcă am vrut să te faci întâi sănătoasă. Dar nu o să-mi spui că mama ta nu te-a prevenit, că eu știu tot. Taci. Papa, iartă-mă. Eu, draga mea, te iert. Sigur că trebuie să te iert. De altfel, nu știu de ce, nu te pot urâ. În primul rând pentru că greșeala ta s-a întâmplat pe când nu-l cunoșteai pe Iani. Și poate pentru că începusem să te iubesc. Eu nu te pot urâ, dar... Dar? Mă tem pentru Iani și de-aia voiam să-ți vorbesc. Bănuiește ceva? De știut, nu știi. Nu știi. Dar... De bănuit, ție nu ți-a spus nimic? Nici o aluzie? Nimic.
De altfel, e așa de delicat încât... Încât se chinuiește în el. De unde știi? Inima de tată. Riri, numai tu singură poți găsi leacul cu care să-i vindeci rana. Îți promit, papa. Îți promit. Am greșit. Am căzut victimă unui moment de rătăcire. Și n-am avut curajul să mă smulg. Dar acum... Acum... Nu ești tu marea vinovată. E lumea asta în care trăiești. E casa asta. Generalul Stasino. Acum du-te, Riri. Dar nu uita ce mi-ai promis. N-am să uit, papa. Bine ai venit, generale. Vă salut. Dar nici nu știi câtă bucurie îmi faci când dai pe aici. Dar de ce așa de rar? Când nu vii, îmi lipsești. Și dumneavoastră mie ca un vechi prieten. Niciodată n-am simpatizat așa de mult pe cineva de la prima vedere. Păi și eu pe tine, că dacă nu ți-o spuneam de la obraz. Stai jos, că vreau să te rog ceva. La dispoziție. Uite ce e, dă-mi o lămurire. Da. Familia ăstora, acum scrii. M-a nebunit cu neamul lor. Tu le cunoști istoria. Ia spune-mi, de unde își trag o bârșia? Numele ne trădează adesea originea. Arată profesiunea strămoșilor. Aha. De pildă, melas vine de la meli, care înseamnă miere. Deci, melas, cel ce vinde miere. Zaimis înseamnă perceptor. Susos este cel ce cară apă, adică sacagiu, din turcescul su, care înseamnă apă. Da, e, și galanții? Galanții, va să zică spoitor. Spoitor? Da, oh. De la gala, e cositor. Cositor. Noua ta familie a avut un strămoș spoitor. Spoitor? Care se trăgea din epir. Spoitor! Vino să te pup, generale. Ești un înger coborât din cer ca să-mi pui în mână sabia răzbunării. Nu știi ce am pătimit cu spoitingirul lor. Ei zic că spoitorul ăsta a fost curtean de-a lui Ali Pașa. Minderup! Unul din neamul lor e drept că a fost om de curte la Ali Pașa. Aha. Adică slugă, jet pe jet. Da, da. Ali Pașa l-a luat la el ca să-l răsplătească, fiindcă spoitorul, când spoia tingirile comandanților din Suli, trăgând cu urechea, a aflat că grecii noștri vor să-l prindă pe Pașe. Ah. Și atunci l-a vestit printr-o scrisoare cu sută în opinca ucenicului lui. Asta a fost tot. Cu alte cuvinte, nici măcar grec n-a fost. Și a fost și trădător. E, nu tocmai, dar în sfârșit cam așa ceva. Bună seara, domnilor! Bună seara, domnule Aleco! Am triumfat pe toată linia. Am făcut un mic tur și vă pot asigura că portofoliul lui Jean e cucerit. Vă prezint pe amicul meu, domnul Salas. Îmi pare bine. Și mie numai puțin, domnule Colas. Ce plăcută surpriză, doamnă Castari. Nu am văzut de mai bine de o lună. Dar, doamna Galanții, fetele, unde sunt? Nu, vin numai decât uitele. Doamna Castali, oh, ce plăcere, ce plăcere. Oh, dragă, ce face bebelușul? Foarte bine, crescut, voi mic. Ai, crede că-i plesnesc obrăjoare și deștept. Ca maică sa. Tot mă țineam să vă întreb. Cum se poate ca de atâția ani de când v-ați pierdut soția să nu vă reînsurați, domnule Colas? Așteptam să-mi dea cineva sfatul. Glumit, dar să știți că multe, multe femei v-ar găsi și azi foarte simpatic. O, da, da. Degeaba, doamnă, să-mi bătrân. O, doamne, doamne, numai la noi, în Grecia. Grecia? Grecia strâmbătură. Oh, Grecia! Da, da, aveți dreptate. Numai la noi e obiceiul ăsta ca oamenii să fie socotiți veteran după 50 de ani. La Paris. Paris? Paris, ochi în tavan. Oh, Paris, Paris! Doamna și domnișoara zguru. Da. Felicitările mele și în privința asta tot norocoasă, băiețel și deștept, foc să vă trăiască. Vă prezint pe socrul lui Riri, domnul Colas. Ah. Doamna și domnișoara zguru. Îmi pare bine. Țineam atât de mult să vă cunosc. Îmi închipui, da? Ce dor trebuie să vă fie de București. Da, numai la București mi-e gândul. Și cu drept cuvânt, Bucureștiul e un mic Paris. Da. Bună seara! Să mă iertați că am întârziat. Vin de la președinția Consiliului. Și pot, doamnelor și domnilor, să vă dau o veste mare. Am fost numit ministru. Mâine depun jurământul. Bravo, felicitări, să fie ceas bun. E, vedeți, vedeți ce ginere mi-am ales? Mai în câteva luni ministru. Mâine prim-ministru, poi mâine... Acuși fălși rege. Bă,
Să știi că ai ajuns unde ai ajuns prin meritele tale. Ți-o spun eu, tatu, că nu datorez nimănui nimic. Vă rog. Pe mine vă rog să mă scuzați puțin, câteva minute. Trebuie să trimit primul ministru o notă urgentă. Atunci vă rog să trece la bufet. Vă rog. Domnule Procopie, nu veniți să ciocnim un păhăruț? Eu numai decât generale, vreau să rămân un moment singur. Bun. Numai singur pot să răsufli liniștit. Dorica, maimuțico, ce cauți tu aici? Mi-a dat voie mămica să stau și eu până la 9:30. Și atunci am coborât să văd invitații. Ce n-aș da să fiu mare, să port ochiuri înalte, inele, brățări și să vorbească bărbații cu mine prin colțuri. Numai ca alți bărbați, nu ca nenea Aleco. Dar cu cine l-ai văzut tu vorbind prin colțuri pe nenea Aleco? Nu, zic doar așa, nu l-am văzut cu nimeni. Dar dacă ar fi să aleg cine să vorbească cu mine, nu l-aș alege pe el. Bine, înțeleg. Dacă l-o întâlni astăseară în salon, îi scot limba. Nu, asta să nu o faci. De ce? Puteam măcar astăseară să nu-l chem. Nu, te rog să fii cuvincioasă. Dacă l-au invitat astăseară, a fost așa, că m-am rugat eu să-l primească. Pe nenea Aleco, dumneata? Altfel, cum nu l-ai mai văzut până azi, nu o să-l mai vezi nici de mâine încolo. De ce nu o să-l mai văd? Că nu o să mai dea pe aici, cum n-a mai dat nici până acum. Pe aici n-a mai dat, dar a dat pe dincolo. Unde pe dincolo? La tanti Iriri în dormitor. Când? În fiecare zi. Aleco? Da, nene Aleco, aproape în fiecare zi, bunică. Aproape în fiecare? Dar eu cum de nu l-am văzut? Unde eram? Dumneata, erai la dumneata în odaie și nene Aleco la tântica Iriri în dormitor. În dormitor? Păi da, de-aia nu l-ai văzut. În dormitor? Dar ce mă mire e că n-ai auzit. Ce să aud? Cum plângea tântica Iriri. Du-te sus! Bunicule, du-te în auz! Vai, au nebunit toți din casa asta! Vă să zic că în loc să se țină de vorbă, m-a dus cu vorba, scorpia bătrână, iar Riri... Ați sunat, domnule? Spune-i coalinte mare să vină în coal la galop! Prea bine, domnule. Trebuie să apuci taurul de coarne, nu să fii bun că te pun sub papuc. Ați dorit să-mi vorbiți? Nu de vorbă mi-arde, fără vorbă, scurt pe doi! Să-l dai afară pe Aleco chiar acum. Ce-ați nebunit, Adineaur? L-ați văzut, v-ați salutat? Ați vorbit? Adineaur, nu știam ce știu acum. Ce știți? Că l-ați primit zilnic în casă, una. Nu-i adevărat. Sfinte martir, Procopii, ține-mă. Nu minți că-mi sare și mai rău muștarul. Și două căminolosița aia de fii cât a tot mai are ceva cu el. Cine v-a putut strecura o asemenea infamie? Nu te privește, dă-l imediat afară. Dar vă rog, cum o să dăm un invitat afară așa deodată? Dacă nu-l dați voi deodată, îl dau eu în rate. Cu un pumn în ceafă și un picior în cealaltă ceafă. Dar nu vă gândiți la ce scandal ne expuneți? Ei, lasă, dacă e vorba de expoziție, se le expune o vitrină la morgă. Aoleu, nenorocire, să știi că îi dă cu ceva în cap. Ce face, mamă? Iese scandal. Înștiințează-l pe Jean. Numai el poate să facă ceva. Dar ce spun? Mi-am pierdut capul. O să se dea totul pe față și... Psst, mama! Coboară, Jean! Ce face? Nu știu, să vedem. Nebunesc! Ce-i Aleco? Ce s-a întâmplat? Pe cine cauți? Pe tine. Să vezi, discutam liniștit cu generalul și cu domnul Țalas când apare brusc tatăl tău. Se repede la mine ca un taur furios și îmi strigă în față. Ce cauți în casa asta, ticălosule? Ieși numai decât afară. Cum se poate? În prima clipă, uluit cum eram, am crezut că e o glumă proastă de-a lui și că așa o să o ia și ceilalți. Dar el îi dădea mai departe. Ție-ți vorbesc, pramatie nemernică, ieși până nu te dau afară în palme. Cum? Și acum vă rog să-mi spuneți în ce situație mă aflu și ce am de făcut. Sunt uimit. Cum am putut papa să facă așa ceva? Te rog, Nino, trebuie să ne lămurim. Roagă-l să vină puțin încoace. Da. Nu te mai deranja, pieticul. Sunt aici. Ce dorește, Ian? Papa, ce ți-a venit să jignești în halul ăsta pe un vechi prieten al casei? Ești obligat să dai lămuriri asupra ieșirii pe care ai avut-o așa din senin față de prietenul nostru, Aleco. N-am să spun nimic. Întâi să plecăm din casa asta și pe urmă o să afli. Dacă vrei, vii cu mine. Dacă nu, plec singur. Imediat. Vezi ce-a sornicul ăsta? Ce vrei să spui? Tu m-ai învățat. 30 de secunde ca să te hotărăști. Dacă da, atunci ți-ai rămas bun pentru totdeauna de la toate ce se cucoane și de la acești domni. Și vii cu mine fără să mă întreb nimic. Tatăl tău merită atâta încredere. Ascultă, papa. Ca să vorbești astfel, trebuie să ai un motiv grav, foarte grav. Cum o să mă hotărăsc în 30 de secunde? În 30 de secunde m-am hotărât și eu, din dragoste pentru tine. Dar explică măcar pentru ce, ce plan ai? Cele 30 de secunde au trecut. Vreau un răspuns, da sau ba? Ba, dacă nu cunosc motivele. Bine, Iani, bine. Și așa, eu tot te-am pierdut.
Pierdut dacă o să rămâi cu miceii care te înconjoară, pierdut dacă o să vii cu mine pentru că o iubești. Dar o să spun tot în nădejdea că poate numai așa o să te vindeci. Mama! Revit cu noi. Ți-aduce aminte de bănuiala pe care ai avut-o când te-am anunțat că Riri va naște cu mult înainte de termen? Privește-l. El e vinovatul. Prietenul vostru, Aleco. Asta e o calomnie ordinară. Ce dovadă ai? Da, ce dovadă? Ce dovadă? Da, papa, ce dovadă? Până ieri îmi vorbeai altfel. Era milă de iubirea ta. Și azi ce te-a făcut să nu-ți mai fie milă? Minciunile pe care le-am descoperit. Vrem dovezi, nu vorbe. Da, dovezi, fapte. Fapte? Nu i-am văzut cu ochii mei și nici n-am chemat un fotograf să-i fotografieze. Lena Dervu mi-a trântit o vorbă. Iar adineauri Dorica, în naivitatea ei, mi-a spus... Ce? Vorbește odată! Mi-a spus că a văzut pelicheaua asta de Alecu intrând zilnic în dormitorul lui Riri. Cum? Și tu, Jean, o să te iei după capul sec al unei fetițe. Alte dovezi, alte dovezi! Uite, dovada, plânsul Riri. Tu, Riri, și tu, Alecu, și dumneata, mamă, cum ați putut să vă bateți joc de inima mea? Care vi se dăruise cu dragoste și cu atâta încredere. Dragul meu, ai crezut că te ridici când ți-au dat pe fiica lor? N-ai înțeles că societatea lor nu iese decât o mocirlă pentru tine, pentru toți. Și nu ți-a ajuns că ai păcătuit înainte. Ai continuat să păcătuiești și după ce... Ce mărșăvie. Sunt vinovată, Jean. Foarte vinovată. Dar mă teroriza. E o canarie, Jean. M-a amenințat că va da totul pe față și îți va compromite situația politică. Iartă-mă, Jean. Te iubesc. Iartă-mă. Termină, Riri. Îmi dau seama cât de fals sună vorba asta în gura mea. De azi încolo îmi poți porunci orice. N-am ce să porunci, Riri. Nu pot porunci prăpastiei care s-a deschis între noi să se închidă. Am înțeles, Jean. Iartă-mă. Și acum, între noi doi, domnule Aleco, ai abuzat de bunătatea și de prietenia mea. Și crezi că asta o să rămână așa? Te înșeli, o să mi-o plătești. De azi înainte, una din țintele mele în viață va fi nimicirea ta și a tuturor desfrânaților ca tine care infectează lumea și o trăvesc sufletele. Numai că n-o să izbutești. Orice încercare de calomnie din partea ta o să se lovească de zidul celor din societatea noastră și te va strivi tot pe tine. Ia ascultă-mă, pramatie, pe cine crezi tu că sperii? Pe ăștia ca tine eu iau în buzunar. O vezi? Ce e asta? Joslava, e o scrisoare de la firma Bright. La te-ar drace. Și pe tine, numai că o să te ia doar pe tine. Crezi că tu singur știi să scrii în Suedia? Negustorii de acolo ți-au răspuns că nu-ți dau reprezentanța fără garant. Iar tu, ca băiat de familie ce ești, cu 7 ani de acasă și cu educație numărul 1, le-ai trimis o scrisoare de garanții ca din partea mea, imitându-mi scălitura. Tu știi, mă, cum se cheamă asta? Falsificare! Și mi-ai vândut și o reprezentanță pe care nu o aveai. Asta știi cum se cheamă? Pungășie! Și amândouă la un loc, pușcărie! O să fie însă nevoie să mărturisești judecătorului că ți-a plăcut și dumitale afacerea cu sârmele de tranșee. Cât n-am știut ce înseamnă... Acum înțeleg de ce ținea atât de mult, domnule Aleco, să ajung ministru. Nu puteam să mai aprob un contract pe numele tatălui meu, să-mi inaugurez cariera cu un asemenea scandal. Trebuia deci să înghițim și falsificarea și frauda. Doamne, și să-ți lăsăm ție reprezentanța. Dar acum s-a terminat. Doamne, unde am ajuns? Ce grozăvie! Ce să zică lumea, societatea? Jean, Jean, te rog, te rog, gândește-te bine ce vrei să faci. Da. Nu mă gândesc decât că mi-am greșit drumul în viață. Acum mai vreau doar atât, să-mi scot numele din mocirile. Așa, Iani, bravo, așa. Plătim amândoi în clipa asta o polță a trecutului. Tu, tată? Da, 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 și eu, poate mai ales eu. Eu, care m-am bucurat prea mult de bani, care n-am visat decât să câștig, ca să intri tu în lumea asta, în noroiul ăsta. Îmi iau azi pedeapsa pentru toate lăcomiile mele. Nu le-ai făcut pentru mine. Din dragoste pentru mine le-ai făcut. Ei, și? Dar tocmai asta a fost crima mea, că la temelia educației tale am pus banul.
Da, păcătosul de bani cu care te-am trimis să înveți printre străini ca să prinzi acolo gusturi de parveniri. Păcătosul de bani datorită căruia ți-au deschis porțile unei lumi desfrânate, care nu măsoară totul decât după sunetul arginților. Asta e mocirla din care trebuie să scoți numele. Hai, hai să fugim. Jean, da. Jean, să nu faci una ca asta. Pentru Riri, te rog, pentru Riri. Nu arunca rușinea pe familie care coboară din Tanasula galanții. Ia mai slăbește-mă cu spoitorul tău, cu bilețelul către Stuvat Pașa, cu sutla o pincă. Da? Uite așa pățește cine se amestecă cu poporul. Ce ai cu poporul, spui tingeroaico? Poporul ăsta lucrează din zori și până noapte. Își varsă sângele și sudoarea, plătește impozite și își trimite copiii să lupte pentru țara pe care o jăgmâniți voi. Iar voi ce faceți? Risipă de sprâu, afaceri și fraude, rușine! Haide-mi, papa! Ce papa și ce râs, papa? Spune-mi, tată, măi, băiete, ca să te înțeleg. Haide-mi, băiete, hai să ieșim cât mai repede la aer curat. Ați ascultat Joc de societate, prelucrare și adaptare radiofonică de Sica Alexandrescu după comedia Papa se lustruiește de Spiros Melas. Distribuția a fost următoarea: Procopie Calauzo, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; Iani, Octavian Cotescu; Panteli, Ion Henter; Nastasi, Victor Moldovan; Riri, Gina Patrichi; Lena Dervu, Valeria Nanci Birlic; Aleco, Constantin Bărbulescu; Aspasia, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Generalul Stasino, Alexandrescu Vrancea; Angelos, Mihai Fotino; Dorica, Ancuța Panciu; Ninon, Tina Ionescu; domnul Țalas, Puiu Mirea; doamna Castali, Viorica Petrescu; doamna Zguru, Eugenia Bame; domnișoara Zguru, Emei Iacobescu; primul doctor, Marcel Enescu; al doilea doctor, Gheorghe Buliga; al treilea doctor, Armand Stambuliu; un invitat, Gheorghe Cristescu; camerista, Mary Grecescu; cameristul, Alfred Demetriu; feciorul, Ion Anastasiad; crainicul, Cosma Brașoveanu; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Sică Alexandrescu, artist al poporului.